sună science fiction. Chiar este? Da, este. Din punctul meu de vedere, este o revoluție în domeniul medical. Este spectroscopie prin rezonanță magnetică, nu este orice fel de spectroscopie. Este o metodă nouă, utilă medicului radiolog, prin care poate caracteriza mai bine o leziune, o tumoră, un nodul. Putem face diferența între ceea ce este benign și ceea ce este malign, între cancer și tumori necanceroase. În felul acesta putem evita biopsiile inutile, dureroase, agresive pentru pacient. Este o metodă simplă, dar genială din punctul meu de vedere, pentru că depistează produsii de metabolism dintr-o tumoră. O tumoră malignă are un metabolism intens, deci are produși de metabolism pe care îi putem doza prin această metodă de rezonanță magnetică. Aici, în spital, la OGH, pentru ce fel de afecțiuni o folosiți? În momentul acesta, noi o folosim pentru cancerul de prostată și pentru afecțiunile cerebrale. Sunt două domenii foarte bine puse la punct în ultimii 10 ani, în care lucrurile sunt clare și în care noi am început să facem propria noastră cercetare și activitate medicală. Cum se întâmplă când vine pacientul aici? De cine dă prima dată? Cine îl trimite la analiza aceasta? Îl trimite un medic specialist. Este foarte bine că vine la noi, pentru că suntem singurul centru din zonă care poate efectua această examinare. Stă de vorbă cu medicul radiolog și medicul radiolog este care are decizia finală dacă este o examinare potrivită pentru afecțiunea cu care se prezintă pacientul sau nu. Noi, în general, stăm de vorbă cu pacienții și îi îndrumăm în orice metodă imagistică, pentru că asta este specialitatea noastră. Și apoi intră la analiză. Durează? E o pregătire? Nu e o pregătire? Cât durează analiza? Cât durează? Nu este o pregătire prealabilă. Este ca orice examinare prin rezonanță magnetică. Pacientul este dezbrăcat de hainele de stradă, îi se oferă un halat, are o poziție comodă în magnet, este relaxat, este o examinare prin rezonanță magnetică, neinvazivă, nu folosește substanța de contrast, ceea ce este un avantaj, durează în jur de un sfert de oră, 15-20 de minute, după care pacientul a ieșit din camera magnetului și pleacă liniștit acasă. Pe baza acestei informații, acestei analize, ce face medicul cu ea, de fapt? Ce concluzii trage? În funcție de intensitatea metabolismului dintr-o leziune, ne dăm seama cât este de agresivă. Și atunci ne ajută în diagnostic, în a face diferența între un cancer și o tumoră benignă. Un cancer se tratează altfel, îl biopsiem în primul rând, evităm astfel o biopsie inutilă sau dăm un prognostic foarte bun, concluzionăm că este o tumoră benignă și atunci pacientul nu mai are nevoie de nimic altceva mai departe. Spitalul Ovidius Clinical Hospital oferă cea mai nouă tehnologie în domeniu, avem cel mai nou aparat în momentul acesta, cu toate softurile necesare, printre care și spectroscopia prin rezonanță magnetică. Este un aparat Siemens cu care noi putem efectua o activitate medicală de top.